Pentru că e deja foarte multă proză și în cărți și în viață. Da, în mod clar a avut două faze. Prima fază când învățam limba albaneză cu bunicii și cu părinții și am început să scriu când alții, să zic așa, fără nicio mândrie, abia reușeau să vorbească. A doua fază este scrisul propriu-zis, literatura. Tot în copilărie am început, dar puternic și, să zic așa, devotat în perioada liceului. Și cum a evoluat pasiunea ta pentru scris? Întotdeauna a fost pe primul loc. Aproape totul a funcționat în armonie cu scrisul. Nu mai întâi viață și pe urmă scris, ci mai întâi scris și pe urmă viață. Temele sunt cu siguranță unele care poate nu sunt la mod. Asta e o dovadă indirectă că sunt teme care transcend timpurile din punct de vedere social și uneori și cultural. Nu pot să spun ce mă preocupă în mod direct, concret, pentru că la mine scrisul nu se desfășoară ca un program, nu e un plan, e o reacție. Și reacția a avut până acum trei direcții. Proza scurtă ca o terapie, romanul ca o evadare și teatrul ca un trai prin joc și joc prin trai. Acum, teatrul are foarte multe ramificații. Oarecum ca în știință, în secolul trecut, de exemplu, când au apărut foarte multe școli, modalități de a descifra realitatea, realitățile. Cred că fiecare își poate permite un fel de teatru astăzi, fiecare spectator. Nu știu cât de bun sau cât de ajutor este așa ceva, dar cu siguranță există atâtea feluri de teatru în cadrul teatrului ancestral, să-i zic așa, încât nu ne rămâne decât să așteptăm, să vedem rezultatele. Imprevizibil. Foarte bine. Mulțumesc mult.